Chiar dacă deputații PAS vor vota în a doua lectură proiectul de lege care presupune schimbarea denumirii limbii de stat, cetățenii care se declară vorbitori de limbă moldovenească nu vor avea nicio problemă cu această modificare. Opinia a fost exprimată de experții în drept, Vitalie Catana și Nicolae Eșanu, la emisiunea Tema de la Primul în Moldova. În opinia juristului Vitalie Catana, chiar dacă legislația lingvistică promovată de PAS, care a fost deja adoptată de majoritatea parlamentară în prima lectură, va fi aprobată și în a doua lectură, aceasta nu va face limba moldovenească să fie ilegală și oamenii vor continua să o vorbească. Există dreptul la auto-identificare, adică dreptul la autodeterminare. O persoană are un atribut recunoscut prin lege și nu este nicio problemă pentru el să se numească moldovean și să spună că vorbește moldovenește. Potrivit fostului ministru al justiției, Nicolae Eșanu, nu va exista nicio problemă în utilizarea limbii moldovenești, indiferent de ce denumire va fi prevăzută în Constituție. Din punct de vedere juridic, fie că în Constituție este scris limba română, fie că este scris limba moldovenească, din punct de vedere juridic nu se va schimba nimic, chiar dacă nu este scris în Constituție limba moldovenească. O persoană poate vorbi limba moldovenească. Este dreptul său personal și nimeni, nici Constituția, nici academicienii, nu-i pot spune cum se numește un lucru oarecare. Amintim că joia trecută majoritatea parlamentară a PAS a votat o inițiativă tehnică prin care sintagmele limba moldovenească, limba oficială, limba de stat și limba maternă ar urma să fie înlocuite în toate legile țării cu una singură, limba română. Deputații PAS spun că proiectul ajustează legislația în conformitate cu decizia Curții Constituționale din anul 2013, care a stabilit că declarația de independență a Republicii Moldova, în care este menționată limba română, prevalează asupra textului Constituției, unde limba de stat figurează drept moldovenească.